România a fost printre cele mai bune țări. Cum ar veni, gen, a rămas fără datorie. România, pe timpul lui Ceaușescu, știți că n-avea nicio datorie România. Nici o țară din toată lumea asta, populația asta, n-a avut să fie la zero. Și România a fost la zero. Și ăștia din 30 ceva de ani au distrus-o deja, au vândut pământ, au vândut mai un pic și vinde și Constanța. Vinde și portul, vinde și aia, vinde și aia, tot. Ceaușescu a fost un conducător bun? A fost un, din câte am auzit, eu am 40 de ani. Am auzit că a fost un conducător bun, dar a avut și câteva greșeli, că ținea răstrânsă populația, că nu era liberă, cum să zic eu, Ceaușescu. Dar restul a făcut pentru țară, fiecare avea munca lui, fiecare avea viața lui. Credeți că e vreun politician astăzi în România care să se apropie de el așa ca profil? Șoșoacă. Șoșoacă. Ei o crede nebună, dar femeia nu e nebună. Aia spune adevărul pe față. Șoșoacă, ăsta Simion, e între și între. Nu știu dacă e cu vânzare sau cu... Dar acum mergem pe ăștia care noi cunoaștem, nu mergem pe ăștia care îi cunoaștem de 30 ceva de ani.